Pentru că sănătatea este o prioritate a Partidului Național Liberal, guvernul condus de premierul PNL Nicolae Ciucă a semnat marți contractul pentru proiectarea Spitalului Regional de Urgență Craiova. Acest spital va deservi întreaga regiune a Olteniei, nu numai județul Dolj. Realizarea proiectului tehnic va dura 12 luni, iar lucrările de construcție vor dura aproximativ 48 de luni. Valoarea totală a investiției fiind în jur de 600 de milioane de euro. Acest spital regional de la Craiova va avea 7 niveluri, va avea 807 paturi, 19 sări de operație și va avea aproximativ 5.000 de metri pătrați și pentru spații de învățământ, extrem de important. Vreau să vă spun că aceste proiecte ale spitalelor regionale sunt demarate încă din anul 2015, fiind vorba de 3 spitale regionale în România, Iași, Cluj și iată și Craiova, proiect care, cum spuneam, intră deja în linie dreaptă. Pentru construirea acestui spital, guvernul Ciucă a contractat de la Banca Europeană de Investiții un împrumut de 368 de milioane de euro.